invitata mea este una specială. Mama mii de copii și care nu încetează să muncească și să tot muncească cu drag, pentru că rezultatele bucură pe toți cei de care e înconjurată și așa se încarcă și ea cu energie pozitivă. În următoarele minute vă invit să cunoașteți o poveste frumoasă de viață din care avem ce învăța. Eu aș descrie invitata mea pe Mihaela Patafu cu următoarea propoziție. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic în viață, trebuie doar să înțelegi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vorbi despre dumneavoastră și de a învăța de la dumneavoastră. Eu mulțumesc pentru invitație și este cam greu să vorbesc despre mine. Până acum vorbeam despre proiecte, despre câte o temă. Este un pic mai greu, să sperăm că vom reuși. Se potrivește zicala de la început? Vă este? V-a fost frică de ceva? Da. Încerc să cresc mereu încrederea în sine a copiilor cu care intru în contact și a adulților, de ce nu? Pentru că eu am fost un adolescent cu mari probleme de încredere în sine, cu foarte multe frici care m-au împiedicat să fac o grămadă de lucruri în viață. Am căpătat curaj în timp, am căpătat curaj cu maturizarea și mai ales am căpătat curaj după cancer. Am văzut că se poate. Totul e să dorești, totul e să înțelegi. Exact, se potrivește. Totul e să înțelegi ceea ce ți se întâmplă, să-ți înțelegi, știu eu, potențialul și atunci chiar că reușești să-ți învingi frica. Și acum, de câte ori mi este frică de ceva, mă arunc cu capul înainte, fac o cruce mare și sper să o scot la capăt. Încercăm să vă cunoaștem pe parcursul interviului, dar în câteva propoziții, cum v-ați descrie? Care ar fi... cum v-ați face autobibliografia? Haideți să zicem așa. Mihaela Patafu, dascăl, înainte de toate, și mamă. Mamă eroină, pentru că în afară de copiii mei de acasă, din familie, am o grămadă de alți copii. Văd că se leagă discuția, că exact asta voiam, e următorul pas, pentru că aveți o viață activă și pe mai multe planuri. M-am gândit să împărțim povestea în două planuri, da? Să fie muncă, educație și prietenii de viață, de ce vorbeam noi la telefon, da? Și al doilea plan, familie, încercări și pasiune. Cu care ați vrea să începem? Cu ce mai greu, aia cu munca, nu e greu, este interesant. Dar haideți să începem cu, exact cum le-ați spus, în ordine cronologică. De unde ați început și cu ce vă ocupați acum? Care este traseul dumneavoastră? Un traseu foarte, foarte sinuos, așa cum spuneam. Interesant e că am început cu o facultate care nu m-a reprezentat absolut deloc, care mi-a oferit o grămadă de provocări, chimie industrială, politehnică, pe vremea lui Ceaușescu, terminată în 89. Facultate grea. Dar cum de-ați ales? N-am ales. A fost un factor de împrejurări. Probleme de familie, de alegeri, poate ai mei m-au împiedicat, au încercat să mă împiedice ai mei niște cadre didactice, niște dascăle adevărat, cu o poftă de a preda, de a lucra cu copiii, niște pedagogi desăvârșiți, dar care sufereau și atunci... Voiau să aibă un inginer în familie, nu? Fără inginer, au vrut medic, medicul n-a ieșit, a ieșit inginerul chimist... A fost o nefericire totală care m-a durut foarte mult ani de zile. N-au vrut să mă las în învățământ sau străduit în... Să mă... De obicei profesorul își îngrumă copilul. Învățământul ca întotdeauna a fost, știu, oaia neagră a profesiilor, adică foarte multă muncă, dedicare, dar salarii mici, știu eu, navetă, condiții mai dificile... Și au încercat să mă protejeze, să zică, uite, hai să găsești undeva la oraș, atunci totul este foarte bine, nu leafă mai mare, inginerii oricum câștigau mult mai mult atunci, mă rog, medici întâi și apoi ingineri, în fine. Nu a fost să fie așa, pentru că până la urmă, cu încăpățânare, tot aici am ajuns. Am avut iarăși o decizie proastă la un moment dat și vreo 7 ani am fost în administrație publică, la primăria Pașcani, unde am învățat de toate, unde am cunoscut oameni deosebiți. Și acum sunteți doamna profesoară. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu profa de engleză, nimic altceva, nimic altceva. Orice titulatură aș fi primit în viață și sunt și diplome o grămadă, și master și alte facultăți, nu mi-a plăcut nimic altceva decât profa de engleză. Sau așa cum zic acum copiii, culmea, că nu i-a spus, nu a spus nimeni teacher. Așa, ați practicat ca inginer sau nu?
Da, vreo 3 ani. Unde ați fost inginer și cu ce? La Siretul Pașcan. Nu, e o amintire foarte plăcută, n-am fost un inginer bun. Nu știu să organizez oameni, eu știu să lucrez, știu o orchestră, știu să fac singur, executant, nu știu să deleg sarcini. Ca inginer, mai ales când răspunzi de ceva, clar că trebuie să știi să-i organizezi pe ceilalți. Cu oamenii m-am împăcat extraordinar de bine, dar nu știu să dau ordine, nu știu să fiu șef, n-am știut niciodată, nu-mi place. Mie îmi place să execut și îmi place să lucrez cu copiii. Părinții acum mai sunt sau v-au prins când ați ajuns să fiți profesoară? Mama, din nefericire, nu. S-a stins acum 24 de ani. Foarte tânără. A fost o învățătoare excepțională. Un om extraordinar, foarte voluntar, cu ambiție. O determinare pe care mi-aș dori să o am, dar nu o am, cred că câteodată. Simt că reușesc să mă apropii de asta. Tatăl meu a murit acum 8 ani, profesor de istorie, un om cu o erudiție extraordinară și care m-a văzut profesor și a fost fericit că fac ceea ce îmi doresc și ce mi-am dorit totdeauna. În amintirea lor, știu eu, mă uit altfel la copiii mei, încercând să-mi aduc aminte și ceea ce vedeam când eram copil. Eu am crescut cu planificări, cu planuri de lecție, cu, știu eu, tot felul de lecții deschise, metode de predare. Asta a fost în casă. Aveți copii mari? V-a urmat cineva? Nu. Nu. Fiica mea, care este mare, este economist și fiul meu, care este informatician, este programator. Ați ținut și ore de engleză pentru cei care doreau să învețe, da, să facă primii pași la Biblioteca Municipală, dacă nu mă înșel. Am avut o experiență, da, foarte interesantă, timp de vreo, din 2010 cred că am început, și am tot avut grupe extraordinare. Am încercat să fac un club acolo. Până la urmă, după o ședință sau două, deja cursanții se înțelegeau între ei. Era altceva, învață engleza zâmbind. Era o atmosferă foarte plăcută în care oamenii învățau extraordinar de bine o limbă străină. Am avut două cursante la primul curs, cred, două doamne extraordinare de 70 de ani, în jur de 70 de ani. Mi-au fost atât de dragi, au învățat atât de rapid. Au fost atât nesperat cumva. Doamne! Și le-am admirat și le-am dat mereu de exemplu, pentru că adulții spun mereu nu pot învăța. Sunt ocupat, am o grămadă de, știu eu, solicitări, sarcini. Da, și nu se mai încarcă cumva cu... Nu trebuie să înveți ca atunci când, știu, ești la vârsta școlii, dar poți să o faci, pentru că este una din doamnele de 70 de ani spune, nu vreau să stau în fața ragazului sau în fața telenovelor să pierd vremea. Vreau să fac ceva cu mintea mea. N-avea nicio finalitate clară, deci nu trebuia să meargă în străinătate, nu trebuia să-și, știu eu, să obțină un post, nici pomeneală. Vroia doar să-și mobileze mintea și mie mi s-a părut extraordinar. Pe partea de muncă ce planuri aveți? Mai aveți? Vreți să mai vă orientați? Nu, vreau doar să am grijă de copii. Așa, și să ieșiți la pensie ca doamna profesoară, da? Da, atât, nimic altceva. Ok, ajungem la educație și aici trebuie să dăm mulți ani înapoi și să ne povestiți despre copilăria dumneavoastră, mai ales că tot se leagă cu partea de... Aici ați pus o întrebare extraordinară, pentru că am avut o copilărie superbă. Sunteți deloc din Pașcani sau... Nu. Nu. Mi-este și greu să spun de unde mai sunt, pentru că m-am născut, serios, m-am născut la Tescani, în județul Bacău, în satul în care există conacul, acum este muzeul Enescu, iar eu am făcut grădinița și primul an de școală în casa lui Enescu, care era căsătorit cu urmașa Rosetti Tescanu, un boier. Casa fusese, în vremea comuniștilor, aproape dărâmată, aduse la o degradare fantastică. Erau animale, creșteau acolo, special ținute ca să degradeze total conacul. Să nu mai rămâne nimic. Și atunci cineva, cred că eu destul de luminat pe la partid, dar la partea de educație, a venit cu ideea să transforme în școală. Și încet, încet, până acum măcar s-a menținut, nu s-a putut reface, abia acum ca muzeu s-a refăcut, dar atunci era cât de cât întreținut, ca o școală. Văruit, frumos, curățenie,
Dar închipuiți-vă un conac boieresc, un parc cu stejari mari în față și cu pădure în spate. Sălile cred că erau foarte... Sălile erau foarte frumoase, dar pentru noi copii era fantastic să te joci. Gândiți-vă că te jucai în parc, într-un parc imens în față a școlii, sau mergeam la cules fragi, pentru perioada de primăvară, în spate, în pădurea respectivă, în pădurica respectivă. Nu cred că există ceva mai frumos. Pentru mine, primii 7 ani când am stat la Tescana a fost raiul pe pământ. Cei mai frumoși ani pe care și poate dori cineva. După aceea am venit la Târgu Neamț, unde am stat până la 20 de ani, aproape 20 de ani, mă rog. După aceea am plecat la facultate. Facultatea la Iași. Facultatea la Iași, unde l-am cunoscut pe soțul meu și din 86, de când suntem și căsătoriți, 31 de ani, sunt pășcăneancă și sunt mai pășcăneancă, cred că, decât mulți. Mă simt pășcăneancă, că asta e, am trăit aici cea mai mare parte a vieții mele. Sunteți singură la părinți? Mai aveți? Singură. Și e dureros. Am verișori foarte buni și câteodată când ne întâlnim clanul verișoarilor, mai ales de pe mamă, mă simt bine, că este o atmosferă de familie pe care mă doresc. Cum erați ca și copil? Singură la părinți, copii profesori? Era cumva familia de bază locală? Da, ați spus iarăși un punct pe ei, interesant. Primii 2 ani eram în primii 2 ani de școală, pentru că am fost în aceeași școală cu părinții mei. Chiar ei v-au fost profesori? Am fost învățătoare în primul an. Nu vreți să știți câtă bătaie am mâncat. A, da? Nu vă cocoloșea, da? Nu deloc. Mi-a fost greu, nu știam cum să-i spun, pe doamna tovarășa învățătoare, pardon, că nu era doamna, tovarășa învățătoare, trebuia să o rog frumos la pauză să-mi dea gustarea și tot așa, tovarășa învățătoare, vă rog frumos. Și cum treceați de la școală? A fost greu la început. Casă. Foarte greu a fost, foarte greu, pentru că... Iar mama era un om autoritar, ca tare, nu era foarte... Deci, până la urmă, mama v-a învățat să scrieți, da? Și să... Nu, nici asta. Am învățat să citesc și să scriu singură, spre disperarea mamei, pentru că pe vremea aia copiii trebuiau să intre în clasa întâi, fără să știe literele, trebuiau să meargă cu bastonașele, cu liniuțele. Iar eu am învățat de la o vecină la care stăteam tot timpul și era mai mare decât mine cu vreo câțiva ani, învățam de la ea literele. Așa am învățat, vă dați seama că n-am avut nicio metodă. Aveați prieteni mai mari, da? Da. Învățam literele și învățam fără metodă de citire, nu cu silabe, nu cu nimic. Atare i-am zis mamei odată ceva cu checul, văzusem o broșură cu checul și eu citeam că e cât, unde să știu că e cât este checul. Am vreo 4 ani, nu știu cât aveam. Descris la fel, mama era disperată. M-am apucat de scris, întâi de tipar, după aceea de mână. Vă dați seama că am fost o catastrofă la caligrafie, o catastrofă, spre disperarea iarăși a mamei și mai târziu. Am scris foarte urât până în clasa a 5-a, foarte urât. Dar asta e. Deci în primele de 2 clase am fost cea mai tare din parcare. Eram fiica profesorilor, învățători, profesori, vă dați seama. După care am venit la oraș, la Târgu Neamț, pardon. S-a schimbat situația. Am nimerit într-o... mediu care mi-a fost la început ostil. Eu veneam de la țară, erau de la oraș. Se punea punct cumva pe acest aspect. Cealaltă. Introvertită, tăcută, cu frici, o grămadă, frica de a spune ceva, frica de a vorbi, de a ieși în față. Frici care m-au urmat, m-au însoțit foarte mult timp. Este foarte, și asta încerc să fac cu elevii mei, copiii mei. Niciodată să nu las un copil din ăsta foarte timid să rămână așa speriat de ceea ce mi se întâmplă. Din acea perioadă, de ce anume vă este dor? De Tescani. De Tescani întotdeauna. Prima dată când m-am întors după ce mă mutase, m-am plâns cumplit. Au fost întreg satul, au venit să-i însoțească pe ai mei. Dar care a fost decizia? De ce au ales să plece de acolo? Era mai bine. Satul era oarecum mort pe undeva atunci. Și atunci mama, care era capul limpede al familiei, a hotărât că pentru binele familiei, pentru progres, ar trebui să ne mutăm la Târgu Neamț. Nu avea cunoștințe, mai aproape de anumite rude, de asta. Dar a fost o jale ca la mort. Deci era tot satul adunat acolo, eu plângeam, am plâns tot drumul până la Târgu Neamț
Și abia după 2 ani am reușit să ne întoarcem într-o vizită și s-au speriat ai mei că sărutam copacii la la școală. A fost dor pe adevărat, dar nu... Să spun că și acum când merg și merg... Mai e casa? Sau casa părintească? Sau... Casa, da, eram sau locul? Există. Există. Și acum îmi vine să fac același lucru, să îmbrățișez copacii și să-i sărut de dor. Mi este un dor cumplit mereu de căscări. Ați făcut facultate și înainte când pregăteam aici camele, mi-a spus că ați făcut și armata, un lucru inedit pentru o femeie, da? Un mândru sub, ferească Dumnezeu, sunt un mândru sub locotenent. Da, am livretul militar, cum spuneam eu, livretul militar. Dar ce fel de armată? Câte? Fetele făceau armată 3 ani de zile. O singură zi pe săptămână, la noi era sâmbătă, nu era obligatoriu să fie sâmbătă, putea fi și în timpul săptămânii, la mine așa s-a nimerit. Și ne îmbrăcam, evident, în uniforme militare, iarna era cel mai cumplit, pentru că aveam și mantaua. Mantaua, pentru ceilalți care au făcut armată, care sunt de vârsta mea, mai mari puțin ca mine, își aduc aminte cu groază, pentru că arătam ca un pachet de haine, trebuia să fim îmbrăcate de, de colegi. Că nu aveam cum, pentru că era foarte aspru, căptușeala mantalei nu era foarte lucioasă și ca atare frecarea era imensă și trebuia să ne îmbrace vreo 2-3. Când terminam de îmbrăcat, eram ca niște popuși așa. Și făceați mișcare, nu? Ei, sau... era mai greu, dar trebuia să ieșim în mantalele alea și țin minte că o colegă a căzut la un moment dat pe gheață și a trebuit să o ridicăm, era ca un gândac, așa făcea din... și alea arătam îngrozitor. Vara arătam bine. Vara arătam bine în uniforma militară, era subțire de vară, era frumoasă. V-a prins bine acea perioadă, acea zi pe săptămână? N-aș putea spune. Nu. Nu v-a format cumva? Adică să aveți câteva modele principale? Sunt un trăgător jalnic, deci am avut tragerile. Ați și tras cu armă? La greu. Ce fel de armă? Cu pistol mitralier, am știut să-l demontez. Ați nimerit țintele? Sau... Am avut o locotenentă foarte drăguță, care probabil din jenă, de milă, de reușea să pună bulinuțe acolo unde nu erau găuri. Eu am fost un soldat ușveic, deci trebuia să vedeți. Am niște amintiri foarte frumoase din armată, dar nu alea pe care le-ar aștepta alții. În niciun caz nu. Am fost o catastrofă în armată, dar a fost amuzant. De ce să nu recunosc? Ați mai tras cu arma acum, recent? Așa, din curiozitate, mai nimerez? Bile la un prieten acasă, într-o cutie goală de bere și culmea din 5 focuri. Da, 3, nu știu. Deci nu știu ce s-a întâmplat. A fost noroc început. Da. Sigur, nu, n-am talent ăsta. N-am avut niciodată. Următorul subcapitol, să spunem așa, este acel prietenii pe viață. Despre ce e vorba? Luminați-ne! Și cum îi ajută pe copiii aceste proiecte? Cum îi dezvoltă? Încerc să le fac, să le facilitez copiilor din proiectele pe care le-am coordonat sau măcar în care m-am implicat, să cunoască alți oameni și să stabilească legături. Care se și întâmplă, dacă nu așa. Un proiect care mi-a fost mie extraordinar de drag, cred că cel mai drag proiect al meu, a fost cel de la Sadoveanu, când eram la colegiul Sadoveanu, Growing Up with the Cartoons, crescând cu desenele animate, un proiect cu 3 școli, una din Bosnia, una din Slovacia și noi România. Nu numai că noi am rămas în relații extraordinar de apropiate, noi colaboratori, extraordinar. În vară sper să merg în Bosnia să vizitez partenera de acolo. Ținem legătura, mereu vorbim și așa mai departe. Dar și copiii care au lucrat acolo în 2012-2013 și ei țin au legătura. Prietenii. Și povestea drăguță este că în toamnă, unul din un slovac care învață acum în Budapesta, sunt studenți copiii din proiect, acum sunt în anul 2 de facultate, este tot în țară sau de acum cred că și în altă parte, în alte orașe, în alte țări, pardon. Un copilul slovac din Budapesta a venit la partenera lui în București să o felicite, să petreacă o zi de ziua ei. Se aducă, nu mai dau un metanar, ei știu foarte bine cine sunt, mi s-a părut extraordinar. Încă se felicită pe Facebook, bun, încă țin legătura, știu despre ce-i vorba în viețile lor,
ceea ce mie mi se pare extraordinar. Adică să rămână oricum ceva și să rămână o legătură între cei. Și să ne facem noi cunoscuți un pic altfel, românii. Pentru că chiar am prieteni mulți în străinătate acum și nu e o chestie de laudă. E doar o bucurie mare pentru că văd oameni din alte culturi care încep să ne aprecieze abia când ne cunosc cu adevărat. Descoperă cumva România și zona odată cu... Proiectul ăsta cu Slovacia și cu Bosnia. Bosnia au venit, când au venit studenților prima dată, elevilor, pardon, când au venit în România, am stat 3 zile, celor din Slovacia li se spusese, stau într-un orășel care este la o oră sau două distanță de capitale de genul Budapesta, Viena, Praga și Bratislava. Deci vă dați seama, oamenii ăia se duc la cumpărături, hai, duminica asta mergem până la Budapesta, cealaltă la Viena. Deci sunt într-o zonă foarte civilizată. Și li s-a spus următorul lucru. Unde vă duceți? Ați văzut? Ăia ies noaptea cu topoare, omoară oameni pe stradă, fur, serios? Și au venit puțin speriați, au fost primiți extraordinar de frumos, cu pâine și sare, au fost primiți la părinți care au fost extraordinari, am avut niște părinți în proiectul ăla deosebit, nu știu dacă le-am mulțumit vreodată îndeajuns pentru tot ce au făcut, copii excepționali. A doua zi când ne-am întâlnit la primul atelier, erau total schimbați, nu le venea să creadă. Și au rămas impresionați. Sunteți profesor la o școală de gimnaziu. Da. Cât de bine și cum li se potrivește aceste proiecte pe care dumneavoastră le implementați în școală? Cum îi ați văzut că se transformă ei odată cu implicare? Acum am un proiect, lucrez așa sporadic cât reușim și noi. Avem un proiect în e-twinning, deci nu un proiect, nu ne vedem față în față, este o colaborare pe platforma e-twinning. Este un proiect extraordinar, n-am apucat să vorbim, dar uite că s-a găsit prilejul. Se numește Music Lexis și are ca scop formarea unui dicționar prin muzică, un dicționar multilingvist. Suntem foarte mulți parteneri din Franța, Spania, Portugalia, grecii sunt coordonatori. Și noi ce facem? Fiecare contribuim cu ceva. Găsim un film, un video pe YouTube cu muzică, găsim cuvințelul și îl transformăm în dicționar. Este extraordinar, copiii au lucrat, s-au văzut cu partenerii din Grecia, avem laboratorul ăsta multimedia care ne ajută extraordinar de mult, este formidabil și am făcut conferință Skype cu copiii din Grecia, o să mai facem conferință, am făcut cu Theron the Bounty la activitate care a fost în voluntarul în Corpul Păcii în Pașcani. Și copilor le place, este altceva. Este interesant, este obositor să-i cari în vizită și nu reușești întotdeauna să duci foarte mulți copii. Da, din nefericire, partea financiară, da. Partea financiară nu omoară, pentru că mi-aș dori foarte mult să pot să duc mai mulți copii, să-i ducem în Anglia, de exemplu, dar este foarte greu de găsit. Lunea viitoare se celebrează Ziua Familiei. Dumneavoastră aveți o mare familie și acasă și la școală. Peste tot vă formați așa câte un grup. Cum e familia dumneavoastră de acasă? Cea mai grozavă familie. Cred că în tinerețe, nu pot să zic lucruri deosebite despre carieră. Nu m-am agitat niciodată să am o carieră nemaipomenită, pentru că bănuiesc că e lucru de alegere. Nu știu, e o problemă, e o chestiune de alegeri. Iar alegerea mea din tinerețe a fost familia. Nimic nu m-a plăcut mai mult decât să mă dedic familiei. Și asta înseamnă să te lași pe tine undeva în planul 2. Mă refer la partea profesională. Am o familie extraordinară. Un soț cu care sunt împreună de 31 de ani și cu care mă înțeleg excelent. Copiii nu mai zic, deci nimic altceva nu mi se potrivește decât mamă. Am fica mea, care nu e chiar fica mea, dar e fica mea, și fiul meu care e făcut de mine, deci eu am 2 copii. Sunt mamă de toate felurile. Îi iubesc extrem de mult. Mă împlinesc. Și dacă vreți să știți, asta au experimentat toate mamele care au copii, care au plecat mai departe la facultate. În clipa când fiul meu în 2009 a plecat la facultate, am fost atât de destabilizată încât m-am clătinat serios. A fost și un an greu, 2009, atunci a murit tata, a fost cumplit, deci mi era de ajuns să plece fiul meu la facultate și era de ajuns. Dar au fost multe altele care mi-au schimbat total universul. Un prieten drag, o vecină, învățătoarea fiului meu, doamna profesoara Nezvadba, care am iubit-o foarte mult și care a murit și ea în același an.
Cățelușa mea, dacă pot să zic și asta, e o durere. A murit exact în același an. Deci din iulie până în decembrie s-au schimbat o grămadă de lucruri. Și tot universul meu s-a prăbușit, universul pe care îl știam. Am rămas doar cu soțul meu, nu știam ce să facem, iar eu personal n-am știut să fiu eu. Mai aveți o familie la școală, da? Aia e mare, mare și frumoasă. Cu copilași mititei, cu copii mari. Vă încarcă cu energie pozitivă sau? Aveam o colegă care spunea, acum zice, ție trebuie 5 sau 10 minute de la intrare până la cancelarie. Pentru că în clipa când intru în școală, se dă semnalul, a venit teacher și după aceea încep să tropăi așa, cărduri. Sar în brațe, eu îi îmbrățișez, mis dragi, sunt formidabili și deja energia începe să crească încă de la început, de când vin în școală. Da, să ne mai pomeniți. Aveți pasiuni? O grămadă. Care sunt acelea și cum le-ați descoperit și cum le alimentați? Bine, cititul a fost dintotdeauna, asta e clar. Am citit, dacă nu citesc și nu mă refer la chestii academice numai, ci cuvântul scris, sunt dependentă de cuvântul scris. Îmi place să călătoresc. Cui nu-i place? Dar când spun călătorit, nu înseamnă numai în capitale, numai în locuri din alea foarte. Îmi place să văd străzi obișnuite, să văd ce perdele au oamenii la geam, cum arată grădina, cum arată casa, cum se comportă într-un mijloc de transport în comun, dacă își zâmbesc unii altora. Continuăm așa, da? Cu starea de bine, că așa mi-ați spus dumneavoastră că a fost, deși pentru mine și pentru multe femei e o încercare dureroasă atunci când descoperi că ai o boală, că suferi, nu știu, n-aș folosi cuvântul, deși cred că dumneavoastră... Se cheamă cancer. Este o boală ca oricare alta. Trebuie spus cuvântul, știți, ca la demon. Trebuie să-l numești, trebuie să-l vezi. Nu dispare, dar nu mai este atât de puternic. În clipa când o holim, ne este frică. În clipa când îi spune, este o boală ca oricare alta. Se trăiește din cancer, se moare din gripă. Nu spun că toată lumea din cancer trăiește, nu ferească Dumnezeu și nu încerc să minimalizez pericolul sau gravitatea bolii, sub nicio formă. Am cunoscut oameni foarte puternici și foarte, foarte buni, care au reușit să treacă cu fruntea sus și cu zâmbetul pe buze peste. Am pierdut oameni dragi, e adevărat. Pentru mine este o experiență extraordinară, dar eu spun pentru mine. Pentru că am învățat foarte multe, pentru că m-a scos dintr-o stare de neîmplinire. Eu profesional atunci, chiar eram la primărie, m-a ajutat să văd și să mă bucur cu adevărat de viață. În fiecare dimineață fac o voce mare și zic, Doamne, ce bine că m-ai prins o zi și mă ridic singură din pat, fără ajutor, fără cadru de mers. Când o să fie cu cadru de mers sau să merg cu cadru de mers, asta e, dacă o să fie nevoie, facem de toate. Dar te bucur de orice. Te bucur de o înghițitură de apă pe care poți să o bei fără să-ți fie rău. Te bucuri... Am uitat să ne bucurăm de lucruri simple. Mi se pare că trebuie, vedem ce e afară. Vedem la televizor o grămadă, ăia au așa, mașina cu tare, apartamentul, casa, ne trebuie case imense, ne trebuie, nu ne trebuie nimic. Trebuie să ne bucurăm, să avem timp, să ne uităm în jurul nostru, să vedem un zâmbet pe fața celui drag de lângă tine, să te bucuri că poți să mergi la plimbare, că poți să, nu știu, că poți să faci o grămadă de lucruri. Și asta însemna cancer, însemna o trezire la viață. De unde ați avut atâta putere să mergeți mai departe? Nu vreau să pară altfel, primul rând de sus. Adică cancerul a trecut? Îl țineți sub cont? Știți cum se zice? Cancerul nu trece niciodată. Așa se zice. Teoretic, perioada de pericol de recidivă este 5 ani. La mine sunt 12. Nu știu. S-a tratat și mâine. Cu chimioterapie, cu operație, cu tot chizul, așa cum trebuie. Cu cheliuță, cu... perucă purtată, mai mult nepurtată. Eu am stat fără perucă. A fost un șoc atunci când... Știu că sap puțin în... Deci, m-am tuns singură dimineață când mă deranja foarte tare și m-am tuns ca la orfelinat cu foarfecul până a venit soțul meu cu mașina de tuns pentru că mă deranja și am venit în bucătărie, țin minte și acum, vă dați seama că a fost puțin cam greu cu cei trei bărbați din viața mea, că eu așa spuneam, am trei bărbați și un câine pe vremea aia, tatăl meu care stătea cu noi, fiul meu și care era în clasa noua și soțul meu. Trei bărbați dependenți de mine afectiv, dependenți din multe puncte de vedere. Și vii și le spui lor, fraților, eu am cancer. Băi, trebuie să vii cu zâmbetul pe buze și să spui, fraților, eu am cancer, dar stați locului că nu se întâmplă nimic, eu nu mor și asta e. Și zâmbești pentru că nu poți să plângi, că n-ai voie, că nu poți să-i sperii. Ei, în clipa când încep să râzi și încep să continui să râzi, că nu mai apuci să mai plângi. Și devine a doua natură, râsul.
spuneam că m-am tuns, vin în cameră. Adică o gândire pozitivă te face cumva să treci peste... Râs. Pe mine m-a salvat extraordinar de mult și să știți că există terapia prin râs. Acum nu râs prostesc așa, ne apucăm de aiurea. Dar culmea, îți târnești râsul. Deci de multe ori stăteam și urmăream filmulețe amuzante cu copii și cățeluși, că asta mă distrează pe mine cel mai tare, și râdeam. Râzi, că n-ai ce face, nu râs aiurea și nu râs batjocoritor, nu râs de la senin din suflet, că ăla te curăță. Trebuie să râdem, să fim senini, nu știu. Ei, și vă spuneam că cu tatăl meu, apropo de râs, am venit în bucătărie și tata săracul, vă dați seama, singurul copil. Cred că mai mult ei au avut șocul atunci. Că rog frumos, acoperă-te, că nu poți să te văd așa. Și zic, uite care e treaba, eu nu-ți menajez ție sentimentele, eu nu suport nimic pe cap, eu așa am să stau. Deci, te obișnuiești cu mine sau nu? S-au obișnuit toți atât de bine încât copiii prietenilor se jucau cu peruca mea, nimeni nu-și ferea privirea. Deci, vedeți, contează cum ne acceptăm noi sau cum ne privim noi. V-ați gândit vreodată să renunțați? Adică, efectiv, nu mai pot. În sinea dumneavoastră, în gândul dumneavoastră, cel mai mic. Nu, dar la moarte v-ați gândit vreodată? Da. Păi atunci devine, știți cum este, și m-am mai încurajat și pe alții. Pentru că am făcut psihoterapie așa, amatoristică, cu tot felul de bolnavi de cancer. Și le spun așa, haideți să lămurim, că așa fac și cu examenul cu copiii. Haideți să vedem ce se poate întâmpla cel mai rău. La cancer ce se poate? Mori. Bun, de murit murim toți. Hai să lămurim. Poate n-am înțeles, dar chiar murim toți. Acum nu știm când. Să răspundeți cu o propoziție sau să continuați propoziția. Da. Știți jocul, da? Te încercăm. Așa. Sunt? Mama. Arăt ca? Cum? Miros ca? Da, adevărat. Miroase super. Super. Mă simt ca? Ca un om de 18 ani. Fac un zgomot de? Mai bine. Ultima mea realizare a fost? Să văd un copil, nu vreau să dau nume, nu vreau să spun nimic altceva, un copil care a venit mai târziu la școală, care era extrem de introvertit într-o familie, cred, mai cu probleme, semisălbatică, vine la mine și îmi zâmbește, mă îmbrățișează și asta facem fiecare zi, deși luni de zile nici nu comunica cu ceilalți. Deci, și cum ați reușit să-l transformați? Nu știu, cu dragoste. Asta cred că e cuvântul cel mai, nu știu, cuvântul cheie. Dragoste. Eu ofer întâi și apoi dacă vine, vine, dacă nu... Sunt doar un om foarte vulnerabil. Aș prefera dacă... Oamenii ar fi mai conștienți de faptul că viața este foarte scurtă. Mi-e rușine de... Cei care uită că trăim într-o lume civilizată. Nu iubesc... Meschinăria, răutatea gratuită, așa, pur și simplu, de dragul de a... Și needucația, lipsa de civilizație. Plâng pentru că? Plâng pentru că mă mai emoționez, pentru că câteodată sunt rănită puternic, pentru că nu prea am scut de apărare. Alegeți un număr de la 1 la 20 din chestionarul lui Proust, adaptat zilelor noastre. 3. Cu ce figură istorică v-ați identifica? Cu Ștefan cel Mare. De ce? Nu știu, îmi place cel mai mult. Că e pe partea și odată cu credință. Odată că l-am admirat cel mai tare, dintotdeauna. Mai non-conformist, deci... Și pe partea că a construit biserici... Foarte multe, deci un om extraordinar, de o vitejie ieșită din comun, cu o putere fantastică, să fii scund, să fii cu un fizic nemaipomenit și să reușești să copleșești pe ceilalți, să reziști atât de mult ca domn. Și când ne apropiem de final, în fața cui ați spune jos pălăria? Sunt foarte multe persoane pentru care aș spune jos pălăria. Am prieten extraordinar. Știți pentru cine aș spune jos pălăria? Pentru toți oamenii cu diverse dizabilități, care reușesc să facă minuni, care nu cerșesc, care fac lucruri pe care noi, cei așa zici normal, dar nu suntem normal noi, nu reușim să le facem. Mă simt mai bogată după această discuție. Vă mulțumesc și nu uitați că în fiecare dintre noi se găsește un gram de bunătate ce merită răspândit. Până data viitoare ne auzim pe internet, pe pagina de Facebook a emisiunii. Numai bine și gânduri curate să aveți!